Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog la țară în această sâmbătă minunată. Ne-am trezit de bună dimineața, sunt așa puțin mai adormit sau nu știu cum să zic. Am lucrat până târziu aseară la fratele meu, de aceea nu am intrat nici pe live, că nu am putut. Am lucrat până noaptea, cred că ne-au prins 8 și ceva seara, când am pus niște catran din ăla pe balcon acolo la el, l-am lipit cu foc și am ajuns târziu acasă, am mâncat ceva, am stat puțin cu fratele meu pe aici și după aceea m-a luat somnul, bineînțeles, așa că n-am putut să fiu prezent. Dar în această dimineață am venit în forță, vă dați seama că n-am putut nici să văd în total emisiunea de ieri, așa că am niște informații noi din emisiune și o rectificare la un vlog pe care l-am făcut ieri. Așa că avem ce discuta. Așa că, dragilor, astăzi, acum de la 9 și până la ora 1, o să am și ore la facultate online, trebuie să fiu prezent pentru că este deschiderea de an, începerea anului 3 și după aceea trebuie să mă duc și în pădure astăzi, dar între timp voi face cumva și voi mai urmări din emisiune și după masă voi veni și cu rezumatul emisiunii de ieri. Așa că acum de dimineață am niște informații noi pentru voi, niște lucruri care s-au întâmplat și care urmează să se întâmple acolo în emisiune. Dar stați aproape pentru că ziua de ieri a fost foarte, foarte interesantă și cu siguranță sunt multe discuții și referitoare la ziua de ieri din emisiune. Pentru că am avut certuri, am avut discuții, am avut înțepături de o parte și de alta și sunt multe, multe de discutat. Dar deocamdată hai să trecem la informații. Da, dragilor, și primul lucru pe care vreau să-l discut cu voi este o rectificare la vlogului pe care l-am făcut ieri despre Gagea și Robi, cum că acesta a fost bătut la vestiar. Inițial am venit cu vlogul acela pentru că așa erau informațiile pe care le-am primit. Mai nou mi s-a confirmat că au ajuns sus la vestiare după ce s-a filmat gala. Și Robi a vrut să îl îmbrâncească pe Gagea, venind agresiv către acesta, punând mâna pe el, dar până la urmă și în cazul acesta, ci că au intervenit colegii. Acum nu știu dacă lucrul acesta a venit ca să se mușamalizeze faptul că Robi l-ar fi atins pe Gagea, dar aceasta este informația pe care mai nou o dă toată lumea. După ce, bineînțeles, toată lumea a spus că Gagea a fost lovit, acum nu a mai fost lovit, a fost doar îmbrâncit. Poate, dragilor, și eu sunt vinovat puțin pentru că am sărit calul imediat, dar când vine vorba de agresivitate și de chestii de astea care nu mi se par normale, mă activez imediat pentru că așa ceva nu ar trebui să existe pur și simplu. Poate trebuia puțin să mai aștept să se concretizeze clar acea informație. Dar se pare că până la urmă despre asta a fost vorba. În gală, Gagea a votat-o pe Teodora, Teodora a votat pe Gagea și pur și simplu Robi, din cauza multor tensiuni pe care Teodora le-a avut și cu fetele, tot i-a luat apărarea acesteia și s-a enervat și pe Gagea. Și venind la vestiare, a început o discuție mai aprinsă între ei, un schimb de replici, nu știu ce i-a spus Gagea, dar din câte am înțeles nu i-a spus aproape nimic. Iar Robi, așa cum este Robi, a venit la el agresiv, a pus mâna pe el, l-a amenințat așa puțin acolo, dar când să se întâmple mai multe, se pare că au intervenit ceilalți băieți și nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Se pare că lucrul acesta s-a întâmplat și este mult mai bine că s-a întâmplat așa. Așa că, dragilor, aceasta este informația de ultimă oră. Poate că îmi pare rău că m-am grăbit așa puțin, dar acesta a fost lucru pe care eu l-am auzit alaltă ieri seară. Atunci, bineînțeles că nu este nicio problemă, venim, rectificăm, discutăm fain frumos și despre asta
despre asta este vorba. Oricum, știm foarte bine că Robi ar fi fost în stare să facă mult mai mult dacă nu s-ar fi intervenit, dacă nu s-ar fi intervenit acolo. Și mai ales știm cu siguranță că Gagea, în afară de câteva vorbe, el niciodată nu ar avea tente din astea de bătaie sau eu știu cum are Robi. Dragilor, mai departe se zvonește în mediul online că va veni tatăl Virginiei și se discută și despre mama Biancăi. Venirea mamei Biancăi în emisiune și asta se discută. Aștept să se concretizeze și lucrurile acestea. Eu vă spun ce se discută mai exact. Când e vorba de ceva sigur, vă anunț și atunci. Mai departe vor fi tensiuni între Kyprianos și Gagea. Acesta îl va ataca pe alocuri. După plecarea lui Anthony, dragilor, să știți că Kyprianos și-a luat foarte bine rolul de protector al lui Patrick, să zicem așa. Împreună cu Patrick vor mai fi înțepături acolo asupra lui Gagea. Tot înțepături își vor arunca și Alexandra cu Gagea în continuare și vor mai fi tensiuni între Denis, Alexandra și Gagea, mai ales după ce aceștia se vor săruta. Știți foarte bine, dragilor, că va intra și un concurent nou, acel Denis Dorobanțiu. Se pare că acesta va interacționa cu toate fetele singure, însă ținta lui va fi Virginia. Tot pe Virginia se va duce și Kyprianos după ce va ajunge la un final, să zicem așa, cu Elena. Nu se va concretiza absolut nimic între ei, așa că el se reîntoarce la prima iubire, la Virginia. Iar Gagea, văzând că cei doi discută cu Virginia, acționează și el. Virginia va vorbi puțin cu concurentul nou, cu Denis, dar nu prea mult. Nu se va întâmpla absolut nimic. Nici Teodora. Și cu Teodora va vorbi puțin, dar nici ea nu-i va răspunde prea mult. Și Gagea, într-un final, se va sătura și el de atâtea interacțiuni cu Virginia fără nimic și va începe să glumească și să se tachineze cu Chris. Și lucrul acesta mi se pare incredibil. Chris e cu toți. Vai, dar ce se mai aude, dragilor? Se aude că Robi și cu Teodora au pus punct de tot. Definitiv, ci că definitiv s-a rupt tot. Lucru care mi se pare incredibil. Deja ne-am săturat de mascarada asta pe care o făceau ei oricum. Teodora și ea mi se pare că juca un teatru ieftin. Nu mai pot să-i găsesc atât de multe scuze pentru comportamentul ei. Tot simte, tot este deranjată de comportamentul lui Robi și toate alea. Atâta de mult simte. Maică nu ne spunea că îl și iubește într-un timp atât de scurt, să zicem, sau într-un timp în care nu prea au fost apropiere absolut de el. Aproape că a ajuns Teodora să-l iubească pe Robi fără să se sărute cu acesta în casa iubirii, că în alte părți habar n-am, nu știu ce să zic. Dar până la urmă, uite că toată telenovela dintre ei s-a terminat și cică au pus punct. Oricum, dragilor, lumea s-a cam săturat de toate figurile astea lui Teodora și oricum s-au îndepărtat mulți de aceasta. Aceasta a scăzut în sondaje foarte, foarte mult în ultima vreme și dacă și de data aceasta, după ce a pus acest punct, va fi tot virgulă și nu va fi punct, cu siguranță își va lua hate, așa zic eu. Totuși, eu tind să cred că nu este punct definitiv, pentru că mai este o lună și un pic de emisiune și trebuie să facă și ea materiale acolo în continuare. Căci, practic, asta a mai rămas de făcut acolo în casa iubirii. Cupluri, dragilor, eu vă spun sincer că nu prea văd să mai fie. Cine să mai facă cuplu acolo în casă? Poate Denis și cu Alexandra, având în vedere că s-au sărutat, dar totuși nici ei nu se îndreaptă spre un cuplu. Sunt doar așa, în cunoaștere. În rest, cine? Nimeni. Da, dragilor, cam asta le-am avut de spus în dimineața aceasta. Un vlog așa mai pe șleau. Mai rapid puțin, niște informații pe care le mai știu și eu, niște informații care circulă în mediul online și tare am vrut să vin și să clarific lucrul acesta cu ce s-a întâmplat la vestiar. Nu vreau eu, Doamne ferește, să spun ceva ce nu s-a întâmplat. Lucrurile acelea au ajuns la urechile mele acum două seri și după aceea, când am făcut vlogul ieri, nu am stat să mă informez mai bine. Acum,
Ce, Doamne, pot să zic? Eu am spus lucrurile astea, după aceea am făcut confirmările acum cu ce s-a întâmplat exact, dar să nu aflăm peste vreo zi, două zile, că de fapt a fost așa cum am spus eu prima dată. Pentru că prima dată informațiile așa au ieșit, dar se vrea cumva rămânerea lui Robbie acolo în casă, de aceea ia pedepse din astea. Pentru că am înțeles că se va discuta subiectul în emisiune, doamna Andreea va discuta acolo și Robbie va primi pedeapsa să fie propus din oficiu la eliminare, iar Gagea, ce pedeapsă va primi Gagea? Pentru că e și lui Gagea, adică Robbie vrea să-l agreseze fizic, mai să nu-l bată acolo, dar noroc că intervin colegii și este pedepsit și Gagea, pentru că vezi, vai, doamne, el ar fi instigat pe Robbie. Aceasta este scuza cu care vine doamna moderatoare, pentru că Robbie are nevoie de foarte mare instigare ca să sară la bătaie sau să înceapă să amenințe. Și se pare că și Gagea va primi pedeapsă și pedeapsa este în caz că acesta ia cecul să nu poată să propună pe nimeni la eliminare. Păi cum să ia astfel de pedeapsă? Mie pur și simplu nu îmi vine să cred. În caz că ia cecul acesta să nu poată să propună pe Patrick sau pe Bianca sau pe cine ar fi vrut el să propună acolo. Nu știu ce să spun despre această pedeapsă, sincer. Așadar, dragilor, cam lucrurile acestea am avut de vi le spus astăzi. Să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii despre pedepsele astea primite. Dacă, indiferent dacă a fost amenințare sau dacă a fost bătaie sau așa, hai să ținem minte că Rebecca a fost descalificată pentru simplu fapt că a venit către Chris, dar, na, s-a întâmplat în emisiune și nu la vestiare, vezi, vai, doamne, s-a găsit scuze. Dar câte scuze se mai găsească lui Robbie, la câte încălcări de regulament a avut până în momentul de față? Nici cu asta n-a fost destul, tot o pedeapsă, e bine și așa, nu este nicio problemă. Să-mi spuneți părerea voastră în comentarii despre pedepsele pe care le-au primit cei doi, dacă merita Gagea o astfel de pedeapsă sau dacă este intenționată. Și bineînțeles, dragilor, îmi pare rău că poate am exagerat cu informația, dar acelea le-am primit eu la momentul respectiv. Mai departe, dragilor, astăzi este sâmbătă, este o zi foarte, foarte plină și încărcată și astăzi, dar mâine o să fie mai pe relaxare. Nu uitați că mai târziu, după cum v-am promis, o să postez încă un vlog cu rezumatul zilei de ieri, pentru că din câte am văzut eu, din secvențele pe care le-am văzut eu, a fost o zi foarte, foarte interesantă. Eu vă pup din suflet, vă doresc weekend plăcut în continuare, spor la treaba pe care o aveți, o să am și eu când m-am trezit în formă, am dormit mai repede aseară și toate bune și frumoase. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să apăsați pe butonașul de subscribe și bineînțeles să mă ajutați cu distribuirea vlogului, iar noi ne revedem puțin mai târziu la un nou vlog, tot aici pe canalul acesta de YouTube. Vă pup din suflet, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată tuturor. Pa!